măsurile necesare, i-am trimis ieri. Și vă mulțumim că v-ați sensibilizat pentru doamna, că să știți că în perioada asta a luptat mai multă lume decât pe doamna Tănăsescu. Automat. Da, și este mare nevoie. Asta ne și dorim. Mariana Tănăsescu este asistentă medicală la secția de radiologie și mama doi copii pe care îi crește singură. Recent a fost victima unui grav accident de circulație. Intervențiile medicilor buzoieni și ale celor de la Spitalul Floreasca au reușit să restabilească funcțiile vitale ale pacientei, dar Mariana Tănăsescu a pierdut foarte mult sânge și are nevoie urgentă de sprijinul buzoienilor. Deputatul Adrian Mocanu și membrii organizației de tineret a Partidului Mișcarea Populară s-au grăbit să doneze sânge cu rugămintea ca gestul lor să fie urmat de cât mai mulți dintre buzoieni. Pentru un gest de solidaritate sunt concetățeni de-ai noștri, oameni ca și noi, care au nevoie de sânge și ori de câte ori a fost nevoie, am fost prezent. Nu sunt la prima acțiune, am mai donat sânge și sper ca prin gestul meu să sensibilizeze alți oameni. Da, campania de astăzi este încă un exemplu al faptului că populația buzoiană în anumite momente critice se mobilizează exemplar. Este deosebit de plăcut pentru noi să vedem că oamenii au răspuns pozitiv la acest apel și mulțumim foarte mult pentru acest lucru, dar rugămintea noastră este să nu uităm că pacienți buzoieni în spitalele din București au nevoie în fiecare zi de sânge. Voluntarii care doresc să se alăture acestei campanii umanitare sunt invitați să doneze sânge la centrul de transfuzii din Buzău de pe strada Grigore Baștan.